Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a organizat joi 4 noiembrie 2021 o acțiune filantropică la centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte sculeni din Basarabia. Aceasta s-a desfășurat la inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Cele 20 de persoane îngrijite în acest așezământ au primit hrana pentru cele 3 mese, dulciuri, suc, articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte. Cu acest prilej, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, împreună cu protosinghelul Iorest Goraș, secretarul mănăstirii Hadâmbu și cu părintele Nicolae Tverdostup, de la parohia Romanov, ca protopopiatul Ungheni Arhiepiscopia Chișinăului, au oficiat slujba parastasului pentru ctitorii așezării monahale din dealul mare. Miluiește pe noi Dumnezeu și Sfântul Mare Mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna Sufletului Sfântului Dumnezeu, Fiitor, Binefătător, Stăvitorul din Ceaosul Divisuit, în Sfântă Mănăstirea noastră, a rugărilor tehnicării, animatele, bucătorii ne-au încălzit, eu, milomonahul, rămânie, romonahul, rădăsim, exedicării, acurii, anschi, monahul, serapii, monahii, damaschi, biserea, monahii, decătimare, încăprați, sărinii, cumicean, Gheorghe, Vasile Parascheva, cu toți ne-am cenu Vasile, cu toți ne-am cenu Pruncul, Ionus, cu toți ne-am cenu Mit, Gheorghe, Elena, Aurelia, Elena, Cosighilii, Încarnic, Mariora, Parascheva, Zanfira, Pedupoane, Stantin, Elena, Zanfira, Nicolae, Gheorghe, Gheorghe, Xenia, Elena, Părătorul, Sfântul, David, Debrea, Sfântul, Gurie, cu toți ne-am cenu Mit, și pentru ca să ne simte lor toată greșeala cea de voie, cea fără voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și să odinesc mila lui Dumnezeu, împărăția celui tare a păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Oamenii internați în centrul de la Sculeni au primit cu mare bucurie vizita delegației din patria mamă. Ei și-au exprimat recunoștința față de grija pe care Biserica Ortodoxă Română o poartă pentru sufletele întristate care nu mai au pe nimeni. Trebuie să avem grijă de bătrânii noștri, de bunicuții noștri, ca de sufletul și lumina ochilor noștri. Fiindcă părinții noștri sunt un dar de la Dumnezeu. Sunt un dar de la Dumnezeu. Așa că să-i cinstim câte avem în viață. Și vă da răspuns amar copiii care nu-și respectă părinții care i-au născut și crescut. Este foarte greu și dureros când o mamă și un tată și un bunel ajunge la o vârstă înaintată când nu mai poate să stea și să moară în casa lui. De asemenea, personalul așezământului a mulțumit părintelui stareț Nicodim Gheorghiță pentru darurile oferite, dar mai ales pentru că a revenit în mijlocul celor care își duc traiul de zi cu zi lipsiți de dragostea membrilor familiei. Amintim că mănăstirea Hadâmbu vine permanent în sprijinul oamenilor care se confruntă cu lipsuri materiale. Astfel, pe lângă hrana oferită pelerinilor atunci când nu sunt restricții, sunt oferite alimente, dulciuri, fructe, îmbrăcăminte și încălțăminte oamenilor nevoiași din diferite locuri din Moldova și din Basarabia. În același timp, arhimandritul Nicodim Gheorghiță îi îndeamnă mereu pe fiii duhovnicești și pe credincioșii care au posibilitate să organizeze agape în așezămintele sociale pentru odihna celor răposați și în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.